Patru tineri din comuna Moțca, două fete surori și doi băieți cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, au dispărut de acasă de la sfârșitul săptămânii trecute, vineri, 30 septembrie. Aceștia și-au pus părinții pe gânduri după ce au trecut ore bune și nu au mai apărut la domiciliu, motiv pentru care a fost alertată poliția la o zi după dispariție. Marți, 4 octombrie, oamenii legii au făcut public cazul și au transmis fotografii cu trei dintre cei patru tineri, dar și semnalmentele lor. Polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția a patru tineri de praza comunei Moțca. De precizat este faptul că aceștia au plecat de la domiciliu și nu au mai revenit. Și pe grupurile de socializare s-a distribuit masiv un anunț cu dispariția celor trei minori. Într-un comentariu, o persoană susține că l-a văzut pe băiatul de 14 ani în Roman. Până la această dată nu se cunoaște motivul pentru care cei patru tineri au plecat de acasă, însă se vehiculează ideea că ar fi toți împreună. Persoanele care dețin informații care să ajute la găsirea acestora sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112.